Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să limitez cât se poate prezentarea, că știu, cum a spus și Radu, că suntem în întârziere. Din titlu, cred că v-ați dat seama despre ce este vorba, despre promovarea creativității, sau mai exact, cum putem deveni creativi în utilizarea și mai ales în crearea resurselor educaționale deschise. Mulțumesc, Vlad, încă o dată. Imaginea mea este dinainte de pandemie, că mi-a fost jenă să pun una acum în pandemie. Deci n-am reușit să fiu atât de creativă cu mine însămi. Însă, dacă am putut vedea mai departe, este pentru că am stat pe umerii giganților și probabil că recunoașteți acest citat care este atribuit lui Isaac Newton, pe care îl găsim pe Google Scholar, probabil că l-ați recunoscut. Un citat care cumva face referire la faptul, nu, că noi stăm pe umerii generațiilor anterioare în modul în care transmitem cunoaștere. Și eu sunt absolut convinsă că este rolul nostru, că este datoria noastră să continuăm ceea ce au început generațiile anterioare, astfel încât și cele care ne sunt nouă acum în grijă, elevi, studenți, da, sau chiar, eu știu, cursanți de-a lungul vieții, să stea și ei pe umerii noștri ca să descifreze universul pe care îl pregătim pentru meserii care încă nu există. Plec de la o premisă foarte simplă, că toată învățarea online este învățare la distanță, dar nu toată învățarea la distanță este educație online. Și dacă faceți un exercițiu de imaginație uitându-vă la această sală de curs a Universității Bologna din 1350, nu cred că s-au schimbat foarte multe cu amfiteatrele noastre, mai ales acum în pandemie, când vorbim în pătrățele și în pixeli. Însă, peste câteva zile, noi vom sărbători o zi foarte specială, poate vă aduceți aminte că acum 32 de ani, în 12 martie, Tim Berners-Lee, pe atunci la CERN, la Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare, a arătat lumii prima pagină web. Deci, în 12 martie vom sărbători când s-a născut conceptul acesta de www. Acum, alături de internet, aș vrea să cred că este una dintre cele mai mari invenții a umanității, sau, mă rog, poate, și spun poate că în contextul acesta generat de pandemia de coronavirus care afectează planeta, nu doar sănătatea, eu știu, economia și educația trebuie să treacă un test dur, ci și internetul. Și aș vrea să cred că rețeaua aceasta globală rezistă, ca să ne vedem, uite, aici față în față. Mulțumesc pentru invitația de a fi parte încă o dată în acest an să sărbătoresc alături de cel de UPT și de lumea întreagă educația deschisă. Și dacă ar fi bine să fac un exercițiu de imaginație, cum ar fi arătat viața noastră acum 25 de ani, nu cred că aș reuși, în condițiile în care să ne aducem aminte că Google s-a lansat în 1998. Iar ceea ce vedeți pe slide este o imagine dintr-un ziar italian din 1962, care își imagina cum va arăta lumea în 2022. Dar noi suntem în 2021, adică numai la un an distanță. Practic, am ajuns acum într-un punct în care noi am peticit educația. Da? Și am peticit-o unii foarte bine, alții mai puțin bine. Ne-am apucat să transformăm în primul an tot ce a fost offline în online. La unii ne-a reușit, la alții mai puțin. Unii ne mai considerăm încă în educația de urgență. Este clar însă un singur lucru, că perioada aceasta a fost și de pierderi și de câștiguri. Unde ne situăm? Da? La baricadă, asta depinde numai de noi. Dar n-aș putea să spun că suntem o generație pierdută sau o generație câștigată, pentru că în contextul acesta pandemic, eu cred că noi toți aparținem de fapt unei singure generații, și anume cred că este generația I, sau cum spune colegul meu Bogdan Nadolu, generația Homo Interneticus, care trebuie cumva așa să supraviețuiască în această lume digitală, și cred că profesorii din preuniversitar cunosc cel mai bine acest lucru, să cunoască, să înțeleagă cumva prezența tehnologiei digitale în viața noastră, în activitatea noastră. Cred că îl recunoașteți pe domnul filozof Mihai Șora, care a ajuns și s-a reinventat la vârsta de 104 ani. Dacă îl urmăriți cumva pe Facebook, postul lui de ieri era despre Perseverance, despre selfie-ul pe care își-l face Curiosity, acel robot trimis pe Marte cum de ce nu înainte. Iar alături de el recunoașteți probabil sonografia unui sau ecografia unui copil încă nenăscut, dar care părintele încearcă să o posteze într-o rețea socială. Ce ne spune nou acest lucru? Că pentru noi, oamenii aceștia din generația I, independența este o valoare centrală. Și toate acțiunile noastre, mai ales în mediul online,
se reflectă în acest lucru și o vedem în modul în care lucrăm acum în online, mai ales în ultimul trimestru, pentru că așa cum pandemia ne-a arătat, una dintre cele mai importante caracteristici ale acestei generații este că suntem inovatori. Uitați-vă la ce lucru frumoase am făcut în ultima perioadă. Mai mult, este cred că pentru prima oară când vedem că cinci generații lucrează împreună, învață împreună, se distrează împreună, fac activități împreună. Și aceste generații, noi le pregătim, așa cum v-am mai spus, pentru meserii care încă nu există. Deci mai aduceți aminte pe Sir Ken Robinson. El credea că fiecare persoană are capacități creative enorme. Acum, în numeroasele sale cărți și discursuri, era și subliniat convingerea aceasta că creativitatea nu este asociată numai cu arta. Adică oricine poate să fie creativ. Matematică, știință, tehnologie, muzică, bucătărie, coaching, dans, gospodărie. Iar pandemia, ați văzut că ne-a demonstrat din plin acest lucru. Creativitatea, Silviu a punctat foarte bine, ați văzut acolo, IEța, muzeul de la UPT, Spotlight Timișoara, da? Este practic în fiecare aspect al vieții, deoarece este un proces de formare a ideilor originale care conțin valoare, cum spune Sir Ken Robinson. Este un proces, nu doar un singur eveniment. Și un proces din acestea cu adevărat creativ implică gândire critică, implică perspective ingenoase, dar mai ales idei noi. Probabil că din acest motiv a învăța cum să fii creativ nu cred că înseamnă să începi totul de la zero. Înseamnă să găsești, să îmbunătățești inteligența creativă pe care noi toți o avem deja, dar poate că nu știm încă. Și creativitatea, cum Silviu a remarcat foarte bine, este o abilitate în sine. Este, sau pare cel puțin, da, a fi una dintre cele mai importante aptitudini ale secolului al XXI-lea. Și o vedeți aici pe slide, că este reflectată în rapoartele în organizații importante, cum este Banca Mondială, cum este OECD, da, sau cum este Pearson. Primul nostru vorbitor care a subliniat acest lucru la NESC Skills. Deci, prin urmare, ceea ce trebuie să construim și să îmbunătățim noi toți împreună, elevi, studenți, actori educaționali, sunt abilitățile creative, fiindcă creativitatea se învață și se poate îmbunătăți, se poate perfecționa, se poate stăpâni. Da, pentru mulți dintre noi poate necesită mai multă răbdare și o doză de istețime, nu, în modificarea modului nostru de gândire. Dar, dacă e să ne gândim la, eu știu, un exemplu foarte simpatic de creativitate, poate vă aduceți aminte de japonezii care au creat un pepen pătrat. El, da, a ajuns practic să plece de la o idee foarte veche, că pepenii rotunzi ocupă mai mult loc atunci când îi transport și în frigider. Ce au făcut niște fermieri japonezi? Au încercat să găsească o soluție. Bineînțeles, dacă după această idee au apărut tot felul de pepeni în formă de inimă, eu știu, în formă de piramide, forme ciudate, foarte scumpi. Dar asta înseamnă creativitate. Să iei o problemă sau o provocare, și asta ne-a spus și Silviu prin pixel art, da? Și să o privești dintr-un unghi nou, un unghi complet diferit. Să găsești noi modalități de a face un lucru, noi perspective, noi paradigme, care se reflectă, ați văzut, în toată istoria noastră. Și dacă ar fi să dau un exemplu, ar fi cel al legăturii dintre incidentul Apollo 13 și Picasso. Este o idee pe care am preluat-o din cartea lui David Eagleman, Specia rebelă, pe care vă recomand cu foarte mare căldură. Ce credeți că au în comun NASA și Picasso? Mie personal nu-mi permite acum timpul să stau de vorbă și să povestim despre cum inginerii de la NASA, da, au lucrat contra cronometru 80 de ore ca să aducă acasă naveta Apollo 13. Și nici cum lui Picasso i-au trebuit aproape 9 ani, aproape un deceniu ca să expună Domnișoarele din Avignon, această operă originală, absolut o capodoperă incontestabilă a secolului 20. Dar bun, dar totuși ce au cele două în comun? La prima vedere nu au absolut nimic, da? Dacă ne uităm la salvarea lui Apollo, s-a lucrat practic în echipă. Picasso a lucrat singur. Inginerii de la NASA au lucrat într-o cursă contra cronometru, 80 de ore. Picasso a avut nevoie de aproape un deceniu ca să-și prezinte pânza. Inginerii de la NASA nu au căutat să fie originale, au căutat ceva care să funcționeze rapid. Pe când la Picasso, funcționalitatea a fost ultimul lucru la care s-a gândit, pentru că scopul lui a fost să găsească, să producă ceva nemai văzut până atunci. Și dacă e să ne gândim numai la acest mic, da, exercițiu de imaginație, am putea cumva așa ajunge ușor la concluzia că mințile creative folosesc cumva foarte multe metode de a
înnoi cumva lumea din jurul nostru. Dar să știți că oamenii de știință, mai ales cei de neuroștiință, spun că există doar trei strategii de bază ale creativității și le vedeți pe slide. Deformarea, fragmentarea și mixarea. Deformare, originalul este modificat, fragmentat, întregul este spart, mixare sunt unite două sau mai multe surse. Ei, conform profesorului Eagleman, cele trei aceste strategii, deformare, fragmentare și mixare, sunt niște operații ale creierului care stau la baza gândirii inovatoare. Gândiți-vă ce facem noi cu resursele educaționale deschise. Deformăm, fragmentăm, amestecăm tot ceea ce citim, vedem, observăm. Da? Deci, practic, aceste mecanisme cognitive ne permit nouă să extrapolăm totul, pornind de la ceea ce există deja. Și acum revin la Lanasa și Picasso. Și ei au aplicat și deformarea, și fragmentarea, și amestecarea. Da? Și, drept rezultat, fiecare dintre ei a făcut istorie. Cei din tâi au salvat vieți, iar Picasso, da, ne-a dat o artă absolut revoluționară. Deci este de reținut faptul că deformarea, fragmentarea și mixarea, ca și unelte a creierului nostru, sunt folosite în educația deschisă, chiar dacă nu percepem acest lucru, pentru a transforma experiențele care există în produse noi, complet noi. Și vedem foarte bine că materia primă este foarte diferită de la manuale, de la clipuri audio, video, de la simulări. Da? Deci toate aceste lucruri le putem împleti și putem să ne folosim practic de aceste strategii pentru a deforma, separa și amesteca experiențe, opere anterioare în forme noi. Și fiindcă nu permite timpul, am să vă las pe dumneavoastră când veți primi această prezentare să urmăriți acest clip, care efectiv ilustrează modul în care toată munca creativă se sprijină pe creații anterioare. Și Aristotel a spus, cred că acum 2000 și ceva de ani, că nu există idei noi sub soare. Că creativitatea presupune o reorganizare, de fapt, a informației deja existente. Cu alte cuvinte, în educația deschisă, noi avem nevoie de un bagaj consistent de informații și îl avem, 1,6 miliarde de obiecte care se găsesc licențiate Creative Commons. Dar mai avem nevoie de ceva, de exercițiul combinării și recombinării acestora. Este practic vorba despre utilizarea creativității, adică să facem ca 1 plus 1 chiar să devină 3. Acum văd că am o greșeală acolo. Pentru că creativitatea se poate învăța. Pe de altă parte, este de reținut că atunci când vorbim despre modul în care putem folosi resursele de orice fel, mai ales în educația deschisă, este important să ne aducem aminte că toate creațiile sunt de fapt opere derivate. Da? Și că dreptul de autor este vital pentru procesul de creație, pentru că ăsta este scopul dreptului de autor, să promoveze creativitatea, inovarea, răspândirea cunoașterii. Și acum nu vreau să insist foarte mult, pentru că Silviu chiar a amintit acest lucru. Ce sunt resursele educaționale deschise? Păi sunt acele resurse care ne permit accesul gratuit, reutilizarea, adaptarea, redistribuirea în orice format și orice suport, iar UNESCO a subliniat aceste lucruri din 2002 și reiterat în 2019. Însă trebuie să mai amintim un lucru, când creăm, când publicăm ceva pe internet, mă rog, sau în format digital, sau chiar și tradițional, fără taxe, da? Fără restricții. Creația noastră va fi disponibilă fie pentru citire, consultare, ascultare, vizionare, depinde de ce creăm, numai în scopuri personale, da? Și nu va putea fi copiată, eu știu, republicată, actualizată, mixată, rearanjată, dacă noi, efectiv, nu spunem în mod explicit acest lucru. Și cum se face acest lucru? Da, păi se face foarte simplu, ținând cont că noi punem niște permisiuni și le vedeți aici pe slide, cele 5 R-uri și nu intru în amănunte. Deci, prin urmare, în educația deschisă spunem că deschiderea nu numai că este diferită față de gratuitate, dar este mai bună decât aceasta și schimbăm cumva această ecuație în deschidere egal gratuitate plus permisivitate, unde permisiunea se referă la aceste 5 R-uri pe care David Wiley le-a detaliat în 2007 și de atunci noi ne prevalăm de ele. Poate că totuși este de subliniat că cea mai importantă dintre ele este deținerea, care devine cumva și un fel de prerechizită. Și toate aceste permisiuni pe care noi le cunoaștem, le avem codate, nu numai vizual, ci și prin intermediul pictogramelor și a mecanismelor care sunt oferite de organizația Creative Commons și pe care noi acum le cunoaștem prin licențele Creative Commons de diverse tipuri. De aceea eu cred că este foarte important să știm ce tip de licență vom alege pentru a putea crea astfel de creații, pentru a deveni noi creativi, da? Pentru a face astfel de epidemii artistice de parodii,
nu? Pentru care ne bazăm fie pe domeniul public, fie pe depozitele de imagini, cum ar fi Unsplash sau Pixabay, nu? Pentru că e ciudat, nu? Așa să-i vezi pe toți cei cinci pictori ca fiind influencer sau un cuplu, cum este Mona Van Gogh, care, sau eu știu, hipster sau starul de cinema sau fotomodele sau chiar barmani. Și atunci, ce este de reținut? Că adoptarea, remixarea și adaptarea resurselor sunt acele strategii care ne permit nouă să fim creativi. Deci, atunci când ne decidem să utilizăm un RED în activitățile noastre educaționale, trebuie să fim absolut conștienți că avem patru posibilități. Adoptarea unei resurse așa cum este, adaptarea, adică modificarea, transformarea ei corespunzător scopurilor, crearea unei resurse noi, combinarea mai multor resurse și aveți acolo o adresă unde puteți găsi foarte multe astfel de instrumente. Materialele acestea licențiate Creative Commons ne permit nouă, da, educatorilor, dar și elevilor și studenților, o utilizare foarte eficientă și eficace în actul didactic. Și asta am văzut, da, și am văzut și de la antevorbitorii noștri în studiile pe care le-au derulat, că conduce la o învățare mai bună, la rezultate școlare bune, iar uneori chiar foarte, foarte bune. Și fiindcă suntem în a vedea care sunt cele mai bune modalități de a fi creativ, adoptarea este prima dintre ele și ceea ce vedeți aici pe slide este piramida adoptării resurselor educaționale deschise, care a fost făcută de către doi cercetători sud-african, Trotter și Koff, din dorința de a stabili care sunt motivele pentru care membrii comunităților lor academice ar adopta sau nu aceste reduri. Au găsit ei niște factori care, într-adevăr, au fost necesari pentru orice tip de activitate, însă, acești factori îi vedeți consolidați în șase categorii, care sunt ierarhic legate: acces, permisiune, conștientizare, capacitate, disponibilitate și voință. Bineînțeles că în acești termeni sunt inclus și alți factori care apar în literatură, i-am văzut în studiile antevorbitorilor, cum ar fi calitatea, relevanța, localizarea, acordarea de licențe, încrederea în sine și așa mai departe. Ceea ce vreau eu să vă spun însă este că această piramidă a adoptării relevă faptul că în cele din urmă, numai având toate aceste șase atribute în același timp, chiar dacă, eu știu, într-un mod modificat sau atenuat, ne putem angaja într-o activitate creativă de adoptare a unui RED. Pentru că dacă lipsește chiar și unul dintre aceste elemente, cei doi cercetători ne spun așa, o să fie extrem de dificil să te angajezi în cadrul acestui proces. Dacă dorim să știm mai multe, în acest sens sunt și cele cinci obiective UNESCO pe care Diana Carmen și cu subsemnata le-am tradus în ghidul pentru și aplicarea practicilor educaționale deschise, care este disponibil în limba română și descărcabil de pe ResearchGate. Cea de-a doua modalitate ar fi adaptarea, care cel mai simplu este ca să o putem înțelege, să o privim ca prepararea unui smoothie. Știți, nu? Că smoothie este o băutură foarte versatilă și ea poate fi preparată la urmă din orice fruct sau legumă pe care o au în spice sau, eu știu, un frigider. Ce contează însă când îți faci un smoothie, nu un blender? Contează ce ingrediente pui în ce combinație și cantitatea pe care o folosești. Da? Exact așa este și la RED-uri. Da? Deci, cantitatea și modul în care alegi ingredientele sunt cele care vor defini proprietățile pe care le vom obține la un RED. Da? Deci așa, la fel ca într-un smoothie și într-o lucrare adaptată, da? Remixată, cum ar fi o traducere, de exemplu, de cele mai multe ori nu putem să spunem unde se termină o lucrare deschisă și când începe alta. Și v-am dat aici pe slide ultimul nostru capitol pe care l-am scos, cu este frică de copyright, care este un exemplu de adaptare din mai multe surse. Și contează, într-adevăr, foarte mult să spui și de unde ai luat sursele respective. Și ultimul punct care contează este remixarea, nu? Că dacă, de exemplu, am găsit o resursă educațională deschisă pe care dorim să o adaptăm, să o remixăm, mai întâi ar trebui să verificăm dacă nu cumva există niște disponibile instrumente de creație pe site-ul de unde am preluat sau depozitul de unde am găsit materialul, acele authoring tools, și să vedem, nu? Că în momentul în care le combinăm, dacă putem face acest lucru și de aceea aveți aici pe slide acest grafic de compatibilitate a licențelor, iar în partea dreaptă v-am lăsat și câteva instrumente de atribuire, unul de la Universitatea Deschisă din Washington, care pune sub forma unui formular foarte ușor de folosit cum ne putem ajuta să construim totuși niște atribuții consistente și concise, pentru că la urmă urmei despre asta este vorba când folosești resurse educaționale deschise, să atribui în mod corect pe cel care este creatorul. Toate aceste modalități de a fi creativ le găsiți în aceste resurse de anul trecut, de anul acesta, pe care le puteți descărca și folosi ca atare.
Suntem la un an de pandemie, pentru unii a trecut repede, pentru alții greu. Ne-a dat multe planuri peste cap, s-au schimbat foarte multe lucruri, va trebui să ne adaptăm în continuare la ceea ce se întâmplă, dar eu sunt absolut convinsă că ne putem deforma, ne putem fragmenta, ne putem mixa în așa fel încât să trecem cu bine și peste acest an. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție!